Căsătoria principelui Carol al II-lea cu Ioana Lambrino, înfăptuită la Odessa în data de 31 august 1918, avea să provoace una dintre cele mai tensionate situații pentru casa regală și pentru dinastie, deschizând totodată o adevărată cutie a Pandorei. Acest lucru s-a datorat în primul rând modului în care tânărul principe a acționat, oarecum în contradicție cu așteptările pe care lumea le avea de la el în calitate de viitor rege al României. Cu toate acestea, căsătoria sa a fost una perfect legală. Situație explicată atât de consulul general al României la Odessa, Sorin Grecianu, cât și de către reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse, dar și de către teologii români, care nu au găsit vreo incompatibilitate canonică în căsătoria celor doi. Nici măcar Constituția României nu prevedea o astfel de situație, deoarece mult invocatul argument al căsătoriei morganatice nu era unul constituțional. Mai mult, acest motiv putea fi ușor combătut de faptul că descendența Ioanei Lambrino era una cu trimitere la vechile familii imperiale bizantine. Dată fiind situația politică, dar și faptul că tânărul principe refuza orice anulare amiabilă a căsătoriei, în ciuda tuturor presiunilor din partea familiei și nu numai, singurul motiv ce a putut fi invocat pentru o posibilă despărțire a fost modul în care acesta acționase. Printr-un compromis s-a ajuns la arbitrariul Tribunalului din Ilfov, care a decis la data de 8 ianuarie 1919, prin încălcarea celor mai elementare norme juridice, anularea căsătoriei. Într-o discuție cu prim-ministrul Marghiloman, generalul Hârjeu îl avertizase pe acesta că era posibil ca armata să se revolte în cazul în care s-ar fi încercat o eventuală scoatere din succesiunea lui Carol, punând totodată o întrebare interesantă. Ce avea să se întâmple dacă se și zămislise un copil? Întrebarea lui Hârjeu avea să devină în scurt timp realitate, căci la data de 8 ianuarie 1920, la fix un an de la sentința de la Ilfov, avea să se nască micul Carol Mircea, iar recunoașterea paternității fusese întărită de tatăl său prin mai multe scrisori oficiale. Una dintre ele, apărută în ziarul Epoca, suna așa: Scumpa mea Zizi, rămânând a pleca spre a-mi relua comanda regimentului pe front, nu se poate ști ce se poate întâmpla. Doresc ca această scrisoare să-ți rămâie ca o recunoaștere din partea mea că sunt părintele copilului care îl vei naște și că niciodată n-am încetat, cu toată anularea căsătoriei noastre, de a mă considera ca soțul tău. Chiar dacă prințul Carol Mircea s-a născut după sentința de la Ilfov, trebuie precizat că verdictul a fost înregistrat oficial la București abia la sfârșitul lunii martie, pe data de 29, iar în monitorul oficial a apărut abia pe 16 mai. Altfel spus, copilul s-a născut exact în termenul cerut de lege pentru ca el să fie recunoscut oficial, lucru pe care avea să-l confirme însuși prințul Nicolae de Hohenzollern. În pofida tuturor dispozițiilor ce aveau în vedere o calificare a căsătoriei cu Zizi drept nulă și neavenită, locuiau împreună la mănăstirea, proprietatea sa de la Dunăre, moștenire de la regele Carol I. Conform legii, orice copil născut în interval de 300 de zile de la anularea căsătoriei este considerat legitim. Nu pot înțelege de ce Brătianu și Știrbei au lăsat ca lucrurile să meargă spre acest deznodământ. Conform Constituției din 1866, Carol Mircea întrunea practic condițiile pentru a-l urma la succesiune pe tatăl său, iar această situație avea să fie întărită inclusiv de către premierul Alexandru Vaida Voievod. Datorită inevitabilei naștere a copilului Ioanei Valentina, am fost forțat de către rege să mă asigur că acest copil nu va fi înregistrat nicăieri în țară ca fiul legitim al prințului moștenitor Carol al României. Am fost forțat să fac o injustiție, să încalc legea și Constituția, făcând din acest copil un copil ilegitim. Este o infamie. Prințul Carol și Ioana Lambrino s-au căsătorit legal la Odessa într-o biserică ortodoxă. În ciuda tuturor acestor argumente, voința politică s-a dovedit mai puternică, astfel încât despărțirea celor doi avea să fie inevitabilă. Carol al II-lea va fi trimis într-o călătorie în jurul lumii pentru a-și uita soția și copilul.
iar Ioana Lambrino, după tradiția casei regale, avea să fie convinsă să plece din țară la Paris, la fel cum se întâmplase și cu Ella Filiti, cea dintâi dragoste a lui Carol. Motivul era același, fata nu făcea parte dintr-o dinastie regală europeană. Pentru a demonstra încă o dată că despărțirea celor doi fusese una forțată, este suficient să amintim câteva dintre scrisorile pe care Carol îi le trimitea în acea perioadă Ioanei. Viața mea nu-i decât un chin și o veșnică remușcare. Nu mă gândesc decât la tine, iubita mea, și la acel leagăn pe care îl ador și pentru care am suferit atât. Trec prin asemenea crize de disperare că nu mai știu ce să fac și ce să cred. Conștiința datoriei nu e o mângâiere pentru inimă. Viața departe de tine nu e altceva decât disperare. Trebuie să știi că sunt omul cel mai nefericit. Nu mă gândesc decât la tine și la micuțul nostru și mă bântuie o teamă. Cum înduri tu această groaznică despărțire? 8 luni teribile, mai rele decât toate chinurile iadului. Dar țin mereu capul sus, iar tinerețea inimii o păstrez pentru tine, care sunt nebun. Fotografia ta adorată îmi zâmbește de deasupra cușetei. Gândurile îmi zboară într-una spre voi, ființele mele scumpe. Totdeauna și pentru totdeauna, al tău, Boyski. Din păcate pentru cei doi, situația nu avea să se mai îndrepte vreodată. Referitor la nedreptatea acestei povești, avea să se pronunțe abia în anul 1955 tribunalul din Lisabona, care l-a recunoscut pe Carol Mircea drept fiul legitim al regelui Carol al II-lea. Decizia avea să fie recunoscută ulterior și de către Franța în 1957, iar apoi de către Marea Britanie în 1964, care își eliberează documentul de călătorie în care apare pentru prima dată titlul de prinț al României. În țara sa natală, România, acest lucru s-a petrecut abia în anul 2004, când autoritățile noastre i-au eliberat prințului Carol Mircea certificatul de naștere, având în dreptul tatălui numele regelui Carol al II-lea al României. Situația nașterii micului Carol Mircea avea să tulbure destul de mult liniștea familiei regale, dar și pe cea a politicienilor vremii. Și asta deoarece principele Carol al II-lea în câteva situații își asumase oficial paternitatea copilului. Mai mult, declarația premierului Alexandru Vaida Voievod, care suna nu doar ca o confirmare cu greutate, ci și ca un autodenunț, aprindea și mai tare spiritele. Presa deja începea să reacționeze, iar subiectul devenise unul de primă pagină. Presa, la fel, a fost șocat, pentru că a fost ridicul, a fost un infamie contra această inocent bebeluș, furat dreptul lui. Și în prima pagină, Vaida Voivod a printat această scrisor, a pus în această ziar important, este injustiția, este ilegal contra Constituția și este infamie. Această bebeluș nu este un bastard. El este victim să despre această posibilitate să furat dreptul lui. El este prinț moștenitor în viitor. Acest punct este foarte, foarte clar când el, Vaida Voivod, a spus cu ajutor din Dumnezeu, această infamie va fi rectificat în timp. Și nu a fost rectificat imediat. Primul a fost victorie în 1955 în tribunal după moartea lui tatăl. Doi ani după moartea lui, regele Carol al II-lea, a fost un curtă cauză în Lisabona și după 2 ani a fost decizia în favoare lui prinț Carol Mircea.
El a fost legitim, căsătoria a fost legal, dar a fost anulat ilegal. Niciodată a fost un căsătoria morganatic. În faptul, el a avut dreptate să fie rege, dar nu este posibil să reîntoarci la istoria, dar a fost un victorie istoric. Nu aș vrea să depășim perioada copilăriei micului Carol Mircea. Și asta și datorită unei alte informații. Aflând din biografia mamei sale că bietul copil a fost victima unor atentate, din fericire eșuate. Această situație avea să atragă după sine decizia Ioanei de a părăsi țara împreună cu băiatul. Ioana a fost tristă și șocată. Când ea a descoperit cu dovada, a fost două atentate contra viața lui Carol Mircea. Unul a fost în fața școala lui. A fost necesar să fac această acțiune imediat, a plecat, în faptul a fugit la Paris. A instalat în hotel Ritz și a fost cu sprijin financiar din familia ei, Ioan Lambrino, a fost un om foarte bogat și el a ajutat și familia regală. Dar iertați-mă, aș vrea să ne oprim un pic asupra ceea ce ați spus, pentru că mi se pare extrem de interesant, iar lucrurile parcă se bat cap în cap. Cum se explică faptul că, deși căsătoria celor doi fusese invalidată prin decizia tribunalului de la Ilfov, iar copilul oficial nu era recunoscut în acte, așa cum ați precizat, cu toate acestea, Ioana este susținută financiar în acest așa zis exil de către statul român, de către Casa Regală, cu o rentă anuală de 110.000 franci francezi, o sumă deloc nesemnificativă. Ceea ce pentru mine este un mare paradox, pentru că, de fapt, toată această poveste nu face altceva decât să arate că familia regală recunoștea copilul în mod indirect, nu o făcea însă și în certificat. Este un argument, indirect sau direct, au recunosc această bebeluș. A fost un gest corect, nobilă și curajos, pentru că a fost un risc să înfuriat prim-ministru Bratianu, dar ei a trimit banii în regulă pentru Ioana Valentina să fie sigur această bebeluș va fi educat corect și va fi protejat. Aș vrea să revenim la momentul în care Ioana pleacă, forțată de împrejurări, la Paris, împreună cu cel mic, iar Carol este trimis în celebra călătorie în jurul lumii, pentru a o uita. Din această perioadă, ni s-a păstrat corespondența celor doi, iar conținutul scrisorilor arată tragismul acestei despărțiri. În ciuda căreia, Carol continua să se considere soțul Ioanei și tatăl micului prinț. Niciodată el pot să abandonat Ioana Valentina. Și a fost interesant despre acest fapt. În faptul, majoritatea de viața lui, prinț Carol Mircea, a fost dificil pentru că continua să fie membru de partid comunist sau altă persoană. A făcut această insult. El nu este legitim. Vă referiți deja la perioada în care Carol Mircea deja crescuse, pentru că în țară comuniștii au venit la putere după 1947, deci el avea deja 27 de ani. Dar pentru că sunt destul de puține cunoscute informațiile despre viața sa, chiar aproape deloc, aș vrea să vă rog să ne oferiți câteva amănunte despre tânărul Carol Mircea. Unde a studiat? Cu ce se ocupa? Ce pasiuni avea? Din documentarea mea înțeleg că, deși în țară se știau puține lucruri despre el, în diasporă a avut o activitate culturală intensă, reușind să strângă în jurul său nume importante, precum George Enescu,
prințesa Cantacuzino, prințesa Elisabeta, mătușa sa, marea artistă Elvira Popescu sau Marta Bibescu. Ceea ce dovedește că prințul Carol Mircea nu fusese uitat. El a fost educat din școala jezuit, a plecat pentru școala în Elveția, dar a fost foarte important pentru el când el a absolvit din Academie Beaux-Arts în Paris. În această timp a fost un viață foarte important pentru sufletul lui, când mulți români din lumea culturală, intelectuală, a făcut vizita la vila lui, el și mama, prințesa Ioana Valentina. A fost câteva vizita George Enescu, a fost vizita Marta Bibescu, a fost mare prieten, prințesa Elisabeta al României, Palatul Elisabeta, a fost proprietatea ei. Și Alb Rus a fost foarte important. Prinț Yusupov a fost al doilea cel mai bogat om în Rusia după țar. El a căsătorit cu verișoara țar, foarte frumoasă, prințesa Romanov. Alta persoană importantă a fost prințesa Cantacuzino, soția George Enescu, Elvira Popescu, regina Elisabeta de Belgia, foarte mult grup din polițiști în Franța, pentru că Ioana Valentina a fost foarte generos pentru orfelinat de polițist a pierdut viața în timpul datoriei. A fost un grup important, intelectual, cultural, dar George Enescu a fost un oaspet foarte aproape și soția lui, prințesa Cantacuzino. A fost un magnet pentru diaspora, pentru intelectual și pentru membri de Academia Română și această grup intelectual. Sunt importante aceste precizări, dat fiindcă românii au fost practic decuplați în toată această perioadă de la astfel de informații, iar singurele care au existat au fost cele referitoare la faptul că el era un bastard. Și cam atât. Practic, vorbim de un personaj aproape fără identitate, care a avut doar o etichetă. Dar pentru că la primele noastre întâlniri ne-ați povestit că v-ați cunoscut soțul abia după ce erați deja prieten de familie cu prințul Carol Mircea și soția sa, aș vrea să vorbim despre acest episod. Mi-mi place să menționat, în timpul războiului rece, el a continuat să fie ajutor pentru popor român. Mult timp a fost anonim, dar a fost mare plăcere. Am fost prieten cu prințul Carol Mircea și soția lui, prințesa Antonia, în această caritabil pentru popor român. A fost un fuziune, membru de diaspora, mama mea, și eu a devenit prieten înainte cu soțul meu, prințul Paul. Am fost prieten cu tatăl lui și el a încercat câteva ore să fac un întâlnire, dar în această timp am fost absolut saturat cu Oxford postgraduate. Nu a fost timp pentru aceasta. Eu nu vreau să exagerat, dar a încercat și el a menționat, am înțeles aceasta va fi destinie dumneavoastră și am spus, acum destinia mea este să fiu un studentă bună la Oxford și a fost o glumă pentru noi. Așadar, întâi v-ați cunoscut viitorii socri și abia apoi soțul.
Absolut. Am fost prieten cu Antonia și Carol Mircea. Dar dăm timpul înapoi, până în anul 1920, când Carol Mircea, fiul viitorului rege Carol al II-lea și al Ioanei Lambrino, se năștea, constatăm că de la acel moment se naște de fapt o linie dinastică. Este drept, istoria a avut alte socoteli cu această linie, însă realitatea este că prin venele acestor urmași a curs continuu un sânge regal. Iar povestea aceasta merită amintită, pentru că ea se continuă astăzi prin micul prinț Carol Ferdinand. Pentru mine este frumoasă această linie, dar coincidență plăcută. Părinții mei s-au născut în România, a fost mare admiratoare Carol al II-lea, regele. Pentru că lucrul lui în timpul război mondial al II-lea a fost curajos și în timpul război rece. El continuă să fie ajutor pentru poporul român aici și pentru diaspora. După a fost conexia cu fiul lui, prințul Carol Mircea. Am fost prieten cu el și soția lui, prințesa Antonia. După, am fost mare prieten cu fiul lui, prinț Paul, și după un an a fost iubire, cel mai mare iubire în viața mea. După a fost cel mai mare dar din Dumnezeu, aceasta bebeluș, micul Carol Ferdinand, fiul nostru. We'll be right back.